Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 27 aprilie 2024. Este o poluare fonică îngrozitoare. Toată lumea taie iarbă, cosește, drujbă. O nebunie totală. Sper să se înțeleagă ceea ce vreau să fac, fiindcă această poluare azi nu o să dispară prea curând. Așa, și astăzi vreau să încep cu aia, asta e imposibil, zgomotul ăsta. Deci astăzi vreau să încep să cresc regina. Pentru a crește regina ai nevoie de o ramă port-boci. Acestea sunt bocile, le voi duce în casă și le voi pregăti pentru a primi cupulele artificiale. Iată, pregătesc 3 astfel de bețe. 3 cu voi face, voi confecționa cupule de ceară. Astea le voi duce în casă și mâine le voi da albinelor. Iar poi mâine voi face transvazarea. Bine, dar înainte de asta este nevoie de a organiza cuibul. Și îl vom face imediat. Voi pune pauză un pic, poate se opriește cu poluarea fonică. Prima dată va trebui să organizez cuibul, dar înainte de asta ramele cu mierele voi duce la o altă colonie care o să crească, o să îngrijească aceste rame cu miere. Le voi duce la o altă colonie, acestea sunt. O să fac loc aici pentru a organiza crescătoria de boci. Următoarea etapă, după ce am luat ramele care nu am nevoie de ele, este introducerea grilei Hahnemann pe grila Ursu. Da? Acest lucru se poate face și la un stup orizontal cu Hahnemann pe... Alege acolo câteva rame și astfel vei putea face același lucru care îl fac și eu acum. Deci voi izola un pic cuibul. Camat ca să nu treacă în buzunar. Această grilă e un pic mai mare, așa că o să mai decupez din ea ca să fie mai potrivită. Așa arată grila Hahnemann după ce am adăugat-o. Acum urmează să organizez cuibul. Să trecem la organizarea cuibului. Înainte de astea, trebuie menționat că urdinișul din acest buzunar îl voi deschide.
Iar tot cuibul ăsta va fi refăcut și pregătit pentru a crește regină. Voi putea crește regină aici tot cursul anului. Totul e să organizezi bine cuibul și să transvazezi, da? Transvazezi mătcuțe, regină, larve, îmboci. Pentru a forma viitoare roiguri. Bun, important este cum este organizat acest cuib de a crește mătcuțe, de a crește bocile. În primul rând mă uit după matcă să nu cumva să mut matca în cuibul crescător. Asta este foarte important, să nu cumva să muți matca. Dacă o muți, atunci nu mai poți crește regine, chiar dacă le va lua în creștere bocile respective. Deci este o lucrare esențială. În schimb, aici am miere căpăcită, puiet larvar, puiet căpăcit. Această ramă merge ca a treia, să-i zic așa. Vine aici. După care vine rama crescătoare. Aici va veni. Aici am nevoie de o ramă cu puiet larvar. În general, ramele crescătoare le bag între două rame cu larve. Am aici o astfel de ramă cu larve. Verific bine să nu fie matca pe aici. Arată ce frumos stă albina pe ramă. E foarte, foarte bine îndesată această ramă cu albina. Așa ceva trebuie să fie rama care vine lângă crescător. Aici avem larve. Lângă rama crescătoare. Așa. Iar aici mai am nevoie de o ramă cu puiet căpăcit, cât mai mare. Iar lângă perete, încă o ramă cu larve, dacă s-ar găsi, ar fi foarte bine. Mă uit după matcă. Nu este, nici rama aceasta n-aș vrea să o pun chiar lângă, dar merge a doua, lângă peretele despărțitor.
Iată o ramă cu puiet căpăcit, care ar fi ideal de pus lângă cuibare și trântor. Va atrage în oarecare măsură albina în partea opusă. Eclozează trântorii foarte, foarte bine. Bun, și aceasta va intra aici, lângă mâncare și ramă cu larve. Deci cam așa vine organizat acest cuib. Deci, două de mâncare, puiet căpăcit larvar, rama de creștere și iar o ramă cu larve. Iar după diafragmă, cu toate că e despărțit de haneman, mai vine o ramă cu larve, dacă găsesc. Încă o ramă cu larve. Această creștere de regine se face într-o colonie mai puternică. Aici rama este oată și va ecloza în curând ouăle și se vor transforma în larve. Eu trebuie să caut și regina în timp ce mă uit. Deci astfel le voi organiza. Iată. După diafragma respectivă, chiar dacă nu ar fi o grilă ursul, ci doar o grilă Hahnemann, se pune puiet cu larve și căpăcit. De acum cuibul urmează, să zic așa, cursul normal. De acum nu mai contează foarte mult organizarea ramelor. Singurul lucru care mă interesează este prezența reginei în partea această dreaptă sau stângă, la cum vă uitați dumneavoastră. Mă uit după matcă. Deci asta va fi misiunea mea, să caut regina. Eu cred că s-a înțeles despre cum este vorba și acum am să închei filmul, că nu-și mai are rostul de a viziona până caut eu aici eventual matca și a pune rame goale în completarea cuibului în partea stângă, la cum vă uitați dumneavoastră. Bun. Cam atâta.
Până la următorul film, numai bine și nu uitați să accesați link-urile din descriere. Sunt magazine online care sponsorizează canalul. Cam atât. La următorul film, numai bine!